Urmează programul informativ actual, prezentat de Stella Bodiu. Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit la cel mai important buletin de știri al zilei. Pentru început, titlurile ediției. Un bărbat a decedat după ce a susținut proba practică la examenul auto. Potrivit medicilor, acesta a suferit un stop cardiac din cauza emoțiilor. 100% suntem complet în afara legii și urmează să ne adresăm la CEDO pentru că s-a încălcat dreptul la un proces echitabil. Asta a declarat primarul Dorin Chirtoacă după ședința de la Curtea de Apel. Procurori, violatori și chiar ucigași. Toți au ajuns în libertate în urma unui proiect de amnistie votat de Parlament. Câți infractori vor mai fi eliberați, vă spunem în jurnal. Angela Merkel rămâne cancelar. Partidul Uniunea Creștin-Democrată pe care îl conduce a câștigat alegerile legislative din Germania. A demonstrat că merită să ocupe prima poziție în campionat. Șerif a surclasat pe rivala Dacia cu un scor de tenis în etapa 11-a a diviziei naționale. A murit după examenul auto. Este cazul tragic al unui bărbat de 63 de ani din Chișinău. Candidatul a susținut proba practică, iar când a mers să-și ia permisul temporar. I s-a făcut rău, a căzut jos, iar în scurt timp și-a găsit sfârșitul chiar pe teritoriul Departamentului Calificare a Conducătorilor Auto. Potrivit medicilor, victima a suferit un stop cardiac. La prima ora a dimineții, Vasile Bărdan a mers la Departamentul Calificare a Conducătorilor Auto să susțină din nou examenul, după 5 încercări eșuate. După ce a trecut testul la șofat cu brio și a semnat chestionarul, bărbatul urma doar să-și perfecteze permisul auto, dar nu a fost să fie. Ieșind din automobil, a făcut circa 5-6 pași. A mers până aici, s-a împiedicat, a căzut cu fața în jos. Examinatorul care l-a examinat se afla în vecinătate directă, la spatele lui, l-a întors imediat pe față. Ultimul m-a informat că cetățeanul a fost destul de adecvat și a fost destul de comunicabil. Mai multe persoane au sărit în ajutor, dar eforturile au fost în zadar. Tămăși de pași au căzut jos. S-am văzut că nu a acordat primul ajutor medical. Toți care au putut test l-au ajutat. Așa vârstă, emoțiile sunt mari. Instructorii l-au ajutat, i-au făcut masaj, i-au făcut respirație, gură în gură. Erau mulți ușori, erau conjurat. Care apă duce, care lăștau. Dar a venit târziu ambulanță, vreo 20 de minute. Emoțiile pot să nască un om și pot să-l distrugă. La scurt timp, bărbatul a decedat în drum spre spital. A fost îmbarcat în unitatea transport specială, a ieșit de pe teritoriul departamentului și în scurt timp, de curs de vreo 10 minute, am fost informați că cetățeanul în cauză a decedat. Potrivit medicilor, bărbatul ar fi suferit un stop cardiac. Verdictul însă urmează să fie dat de medicii legiști. Dimineața de coșmar pe aeroportul din Chișinău. Ceața a ținut la sol mai multe aeronave, iar pasagerii au fost nevoiți să aștepte ore bune din această cauză. Rețineri au fost și la aterizare. Mai multe avioane au sosit cu întârziere la Chișinău. Iritați de cele întâmplate, oamenii nu au putut face nimic decât să aștepte până când zborurile au fost reluate. Aeroportul din Chișinău arăta în această dimineață ca un adevărat furnicar. Această femeie urma să zboare la prima oră spre Milano. Cursa însă a fost programată abia spre seară. Din cauza ceții o anulat zborul tocmai de seară. I-am o invidia dacă ne-o îndu și azi. În aceeași situație au fost și alte sute de persoane care urmau să zboare dis de dimineață de pe aeroportul din Chișinău. Da, sunt neutra. Lecim în America. În Turcia sunt putem în America, da. Ne-a anunțat când târzie, dar cu cât nu știm. Eu știu, aș ne anunț când a să vii. Trebuie să plecăm, era la 12:40, dar s-a amânat din timpul. Nu-i nimeni vinovat, e pacoda vinovată. Dimineața, pe site-ul aeroportului era indicat că 4 curse au întârzieri la decolare, iar altele 6 la aterizare. Reprezentanții unor companii aeriene au transmis comunicate în care anunță că toți pasagerii care au așteptat mai mult de 3 ore au beneficiat de mâncare și apă gratuit, iar acei care nu au vrut să zboare astăzi și-au putut reprograma zborurile pentru alte zile. Potrivit meteorologilor, dimineți cu ceață vom avea până pe 29 septembrie. Meteorologii au emis cod galben de răcire bruscă a vremii și înghețuri pentru intervalul 28 septembrie-2 octombrie în localitățile din nordul țării.
Astfel, în această perioadă, în orele dimineții se prevăd înghețuri la suprafața solului cu intensitatea de 1 grad Celsius și minus 3 grade Celsius. Totodată, în partea de sud a Republicii, până pe 26 septembrie, se va menține pericol excepțional de incendiu cu caracter natural și amenințarea fâșiilor forestiere și a culturilor agricole. Astfel că, începând cu ziua de miercuri, temperatura aerului va scădea, iar maximele vor fi de 15-17 grade Celsius. Procurori, primari corupți, falsificatori de bani, violatori și chiar ucigași, iar lista nu se oprește aici. Toți se află în libertate datorită unui proiect de lege fabricat în Parlament numit Amnistia. Jurnaliștii de investigație de la RAIS Moldova au analizat timp de un an dosarele celor care au scăpat de închisoare prin amnistie, dar și numele celor care ar urma să fie scoși de sub sancțiunile legii. Printre cei care stau la coadă pentru a scăpa de pedeapsă se află și Ilan Șor. Legea privind amnistia a fost adoptată cu ocazia celor 25 de ani de independență a Republicii Moldova. Ideea a pornit de la 5 deputați socialiști care au înregistrat o inițiativă în acest sens în Parlament. La scurt timp, guvernul Filip înregistrează la Parlament un alt proiect de lege privind amnistia, cu numărul și textul diferit decât cel al socialiștilor, însă cu o denumire asemănătoare. Drept urmare, cele două proiecte au fost comasate și votate de 83 de deputați în ultima ședință a Parlamentului din sesiunea de primăvară a anului trecut. Se supune votul pentru aprobarea în lectura a doua proiectul de lege privind amnistia în legătură cu aniversarea 25-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, proiectul numărul 315 din 11 iulie 2016, comasat cu proiectul 44 din 18 februarie 2016. Cine este pentru aprobarea acestuia, vă rog frumos să vă pronunțați prin vot. Numărătorii, vă rugăm să ne dați rezultatele pe sectoare. Sectorul 1, 21. Sectorul 2, 40. 22. Cu 83 de voturi, proiectul de lege privind amnistia în legătură cu aniversarea 25-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, proiectul numărul 315 din 11 iulie 2016, a fost votat în lectura a doua și ultima. Legea a intrat în vigoare la 9 septembrie 2016. Potrivit documentului, amnistia poate fi aplicată în cazul deținuților aflați după gratii, dar și atunci când procesul penal se află pe masa procurorului și a judecătorului. Astfel, sub incidență este și cazul primarului de Orhei, Ilan Șor, anchetat penal în dosarul miliardului furat și condamnat de prima instanță la 7 ani și 6 luni de închisoare, din 19 atât cât au cerut procurorii, scrie RAIS Moldova. Asta pentru că Șor a cerut judecătorilor să recalifice faptele sale de învinuire, astfel ca să poată beneficia de amnistie. Decizia va fi luată de Curtea de Apel Chișinău sau la Curtea Supremă. De asemenea, persoanele eligibile cu amnistia sunt acele care au săvârșit infracțiunea până la intrarea legii în vigoare. Astfel, potrivit RAIS, datele obținute de la Departamentul Instituției Penitenciare arată că de la intrarea în vigoare a legii amnistiei și până în prezent au scăpat de sancțiuni peste 2600 de deținuți, dintre care 489 au fost eliberați din penitenciară. Astfel, primii care s-au îmbulzit la libertate au fost falsificatori de bani, ucigași pe trecerile de pietoni, proxeneți care erau protejați de un hotel din capitală, violatori, un primar prins cu mită, un polițist acuzat de tortură în dosarul 7 aprilie, un judecător și un procuror, iar lista celor care stau la coadă pentru a fi amnistiați de stat nu are sfârșit. Mii de persoane din Republica Moldova infectate cu virusul HIV au beneficiat de servicii de sănătate și își continuă obișnuit viața. Povestea unei familii imediat la știri. Dorin Chertoacă rămâne în arest la domiciliu. Magistrații Curții de Apel au menținut hotărârea primei instanțe. De partea cealaltă, atât avocatul edilului cât și Chertoacă acuză judecătorii de grave abateri și spun că se vor adresa după dreptate la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Am constatat astăzi în ședința de judecată că legea nu este aplicată în modul corespunzător. Prin prisma prevederilor articolului 312 alineatul 6, instanța avea obligația imperativă ca să îl elibereze pe domnul Dorin Chertoacă din arest la domiciliu. Deja eu consider că avem temeiuri suficiente de a merge la CEDO. Astăzi 100% este clar că suntem complet în afara legii. Urmează să ne adresăm la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru că
s-a încălcat dreptul la un proces echitabil. Dorin Chertoacă a comentat și decizia magistraților Curții Constituționale, care au respins examinarea excepției de neconstituționalitate a articolului ce prevede suspendarea lui din funcție pe perioada anchetei. Edilul s-a arătat mirat că judecătorii de acolo nici măcar nu l-au invitat pentru a asista la pronunțarea deciziei. Ceva nu este în regulă. În primul rând, ar fi trebuit să fiu prezent la Curtea Constituțională pentru a-mi apăra punctul de vedere. Nu înțeleg cum lucrurile s-au întâmplat cumva pe ascuns. Mai mult, edilul a declarat că el urma să fie eliberat din data de 19 septembrie, cu două luni înainte de ziua în care ar urma să aibă loc referendumul de demitere a sa, pe care îl consideră ilegal. Dorin Chertoacă este cercetat în două dosare, unul pentru corupere pasivă și altul pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. Edilul se declară nevinovat, iar membrii PL, dar și președintele acestui partid, Mihai Ghimpu, au declarat că aceste dosare sunt intentate fără probe, la comanda lui Igor Dodon și Vlad Placotniuc. Cei doi vizați nu au comentat acuzațiile aduse. Republica Moldova este încă sub controlul Federației Ruse. Concluzia aparține unei organizații americane de politici publice. Potrivit analiștilor de acolo, o eventuală unire dintre România și Republica Moldova nu ar fi posibilă în condițiile actuale. După decizia Marii Britanii de a ieși din Uniunea Europeană, Europa de Est ar fi din nou prinsă în lupta dintre Vest și Est, scrie Organizația Americană de Cercetări Politice Sellows Foundation. Un exemplu ar fi Republica Moldova, care este încă sub controlul Federației Ruse. Organizația face referire la faptul că președintele Igor Dodon s-a grăbit să se întâlnească cu Vladimir Putin la Moscova și la întoarcere a anulat înclinarea Moldovei spre Vest. Noile autorități au pus botnițe și presei, au stopat cooperarea cu NATO și au început hărțuirea liderilor pro-vest din Moldova. Ei l-au arestat și pe Dorin Chertoacă, primarul Chișinăului, care este un puternic susținător pro-european. Scrie organizația americană, care conchide că Ucraina și Moldova rămân sub degetul Rusiei, iar o eventuală unire dintre Republica Moldova și România nu ar fi posibilă în condițiile actuale. Totodată, articolul denotă și faptul că Rusia și-ar fi exprimat influența și asupra Ungariei, care recent s-a opus ca România să intre într-o serie de organizații multilaterale din vestul Europei. Șoferii din Chișinău vor putea trece la culoarea roșie a semaforului. Nu este o glumă, ci o realitate. Ce drept, se va putea circula pe roșu doar la unele intersecții și sub ghidajul unui nou indicator rutier. Acesta reprezintă un panou adițional fixat pe culoarea roșie a semaforului cu o săgeată de culoare verde pe un fundal negru care indică direcția de mers înainte. Noua prevedere face parte dintr-o serie de modificări ale regulamentului circulației rutiere care au intrat recent în vigoare. Părerile participanților la trafic sunt împărțite. În timp ce unii se declară mulțumiți de noul indicator, alții spun că se simt derutați. Noile semne de circulație sunt amplasate la 25 de intersecții din capitală. Șoferii vor putea trece pe culoarea roșie a semaforului doar după ce se vor asigura că nu prezintă pericol pentru alte autovehicule aflate în trafic. E bine, numai că vin și la stânga din partea cealaltă. E normal asta. Foarte bine, de mult trebuie. De mult trebuie și mai multe indicatoare o să fie, cred că, mai bine. Cred că intersecția asta e foarte bine. A să degajează intersecția. Nu știu, vă spun cinstit de încruns la curent și nu știu ce să vă spun. E bun, e bine. Ai, s-o pot că da. Nu toți participanții la trafic sunt însă mulțumiți de noul indicator rutier. Unii spun că nu înțeleg sensul. Tot rămâne tot ce e la roșu, dacă este posibilitate, poate trecut. Care nu știu. Dacă știu, au drept să treacă. Zan, cât de bine e nou. Fără niciun sens. Păi acum poți circu. Nu faci în parc să stai aici. Nu-i corect. L-am observat. E mai bine totuși când era, când se analiza. N-am tras atenție, prima dată îl văd. Am înțeles. Precizăm că primele panouri adiționale care permiteau virarea la dreapta pe culoarea roșie a semaforului au apărut în Chișinău la inițiativa primarului general Dorin Chertoacă. Ministerul de Interne a operat atunci modificările de rigoare în regulamentul circulației rutiere. 4.000 de persoane din Republica Moldova infectate cu virusul HIV au beneficiat în anul 2016 de serviciul de sănătate sexuală reproductivă. Este și cazul lui Vladimir Dodon, care acum aproximativ 20 de ani a fost diagnosticat cu această infecție. Cu toate acestea, bărbatul s-a căsătorit, iar datorită accesului gratuit la tratament,
El și soția acestuia au reușit să întemeieze o familie trainică și să nască un copil sănătos. În anul 1998, Vladimir a aflat că este infectat cu HIV. Pe atunci se întâlnea cu Irina, care era perfect sănătoasă. După ce a aflat diagnoza, bărbatul credea că femeia pe care o iubește îl va părăsi. Însă Irina a decis să rămână alături și să îl susțină pe tot parcursul vieții. Astfel, cei doi s-au căsătorit în anul 2006, iar de 11 ani formează un cuplu. Vladimir mi-a spus despre diagnoza sa. Noi nu am avut nici măcar, știu, relație sexuală, doar era o prietenie, un început, și în acel moment el mi-a spus că are diagnoza. Eu am avut timp să mă gândesc, dar acest timp nu a fost deloc mult, pentru că pentru mine nu a fost deloc un impediment. Vladimir își dorea nespus de mult un copil, iar în 2007 a aflat că poate beneficia de un tratament gratuit în acest sens. RV лечение – это такое лекарство, комплекс лекарств, которым на сегодняшний день бесплатное у нас в Молдавии, где ежедневно ты принимаешь так называемые как бы таблетки. Один раз в день. Я лично в 10:00 вечером пью эту таблетку. Datorită acestui tratament, cei doi au reușit să nască un copil sănătos, care în prezent are 6 ani. Datorită acestui tratament, noi avem un copil perfect sănătos și la momentul când a fost, știu, momentul ăsta de concepere, datorită faptului că Vladimir era în tratament și era aderent la tratament, noi am conceput copilul și eu am rămas sănătoasă. Specialiștii spun că dacă mama este sănătoasă, nu persistă riscul transmiterii virusului. Пара, решившая иметь детей, сделала это запланированно. Что значит? Пошли к доктору, ВИЧ-инфицированные, сдали анализы, посмотрели, на каком уровне у них иммунитет, на каком уровне вирусная нагрузка. Если необходимо, начали лечение до того, как запланировать ребенка, для того, чтобы к моменту рода, в тот момент, когда самый большой риск передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, женщина была с хорошим иммунным статусом и с низкой вирусной нагрузкой, что обеспечит практически 100% защиту ребенка от ВИЧ-инфекции. Viceministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a reiterat că 80% din femeile de vârstă reproductivă de pe glob încă mai mor din cauza infecției cu HIV. Astfel, în Republica Moldova a fost inițiat cel de-al cincilea program național de combatere și control a acestei infecții. Peste 40% din femeile de vârstă reproductivă sunt afectate de această infecție. În plus, circa 12% a vârstei cuprinse între 15-24 de ani la fel suferă de infecția HIV. În anul 2016, în Republica Moldova s-au născut 199 de copii a căror mame sunt HIV pozitive. Micuții sunt în evidență și primesc tratamente antiretrovirale profilactice. Capitala este gata pentru începerea sezonului rece. Un anunț în acest sens a fost făcut astăzi la ședința operativă a primăriei. Șeful Direcției Locativ-Comunale spune că sistemele de încălzire și clădirile care se află în gestiunea întreprinderilor municipale sunt pregătite corespunzător pentru iarnă. Potrivit lui Petru Gontea, majoritatea blocurilor de locuit din capitală sunt pregătite pentru sezonul de încălzire 2017-2018. Concomitent cu lucrările de verificare a rețelelor, au fost efectuate și lucrări de reparație a acoperișurilor. 99% și 9% sunt lucrări îndeplinite, 98% sunt lucrări îndeplinite la spălatul sistemelor. Adică aici am putea vorbi că suntem gata să primim agent termic. S-a început primirea pașapoartelor la întreprinderi municipale. Foarte bine merge botanica. Au în jur de 85% cel antreprenor rămâne în urmă. Se lucrează în sector împreună cu lucrătorii, cu reprezentanții termoelectricii. Se verifică calitatea lucrărilor îndeplinite. Precizăm că în capitală sunt peste 2600 de blocuri multe-etajate care beneficiază de agent termic în mod centralizat. Precizăm că sezonul de încălzire începe când temperatura medie pe parcursul a 3 zile este mai mică de 8 grade Celsius. Scriitorul basarabean Paul Guma a fost desemnat doctor honoris causa al Academiei de Științe a Moldovei pentru întreaga sa creație artistică. Paul Guma este unul dintre romancierii de seamă ai literaturii române care de mai bine de 40 de ani locuiește la Paris. Pentru că starea sănătății nu-i permite să se deplaseze la distanțe mari, membrii Academiei de Științe au decis să-i facă o vizită în Franța pentru a-i acorda titlul onorific.
Paul Goma face parte din faimoasa generație 60, care s-a impus prin opere de mare valoare artistică. Pe parcursul a mai bine de 5 decenii de activitate literară, romancierul a publicat peste 30 de titluri. În anul 2015 a fost instituit și premiul Academiei de Științe a Moldovei pentru diasporă Paul Goma, prin care sunt apreciate meritele științifice și culturale ale cetățenilor basarabeni care locuiesc și activează peste hotare. Primul deținător al acestui premiu a fost însuși scriitorul Paul Goma. Romancierul s-a născut pe 2 octombrie 1935 în satul Mana, județul Orhei. Doamnelor, domnilor, continuăm programul informativ actual cu un grupaj de știri pe scurt. Trei minori de 13, 14 și 16 ani din capitală au fost reținuți pentru furtul unui automobil. Polițiștii au fost alertați de către un locuitor al capitalei care a declarat că i-a fost furată mașina marca Dacia Logan, parcată pe strada Cahul din capitală. Astfel, la fața locului s-a deplasat grupa operativă pentru documentarea cazului. Făptașii au fost identificați și reținuți în scurt timp de către Batalionul de Reacționare Operativă la câteva străzi distanță. Suspecții și-au recunoscut vina și urmează să fie cercetați în stare de libertate. Mai mulți agenți economici ce dețin spălătorii auto risc amenzi usturătoare pentru mai multe încălcări. Potrivit oamenilor legii, unii dintre agenții economici verificați se eschivau de la calcularea și achitarea impozitelor în valoare de peste 300.000 de lei. În cazul lor au fost emise decizii de încasare a impozitelor și de aplicare a sancțiunilor. De asemenea, printre încălcările depistate la spălătoriile și parcările auto de la Botanica, se mai numără neangajarea persoanelor legal în câmpul muncii, dar și achitarea salariului în plic. De la fața locului au fost ridicate mijloace bănești, necontabilizate și înscrisuri de ciornă care ar proba aceste încălcări. Persoanele cu funcții de răspundere riscă amenzi de până la 10.000 de lei. O femeie de 42 de ani din municipiul Bălți este căutată de familie după ce a dispărut acum o lună și jumătate. Potrivit poliției, aceasta a ieșit din casă pe 5 august și nu s-a mai întors. În momentul dispariției, femeia era îmbrăcată într-un tricou alb și blugi albaștri. Femeia are înălțimea 1,60 m, corpulență medie, părul blond cu breton și ochii verzi. Cei care dețin informații despre locul aflării acesteia sunt rugați să anunțe poliția la 902. Începând de astăzi, mai mulți locuitori ai capitalei vor rămâne fără gaze naturale timp de 3 zile. Sistemele au fost anunțate de către Chișinău Gaz din cauza unor lucrări de înlocuire a dispozitivelor de închidere la conducta de gaze naturale, amplasată la intersecția străzilor Uzinelor și Industriale. Adresele vizate sunt strada Uzinelor, Industrială, Lunca Băcului și întreaga comună Bubuieci. După finalizarea lucrărilor, livrarea serviciilor de alimentare cu gaze naturale va fi reluată în program obișnuit. Tragedie în timpul unui show aerian din Italia. Un avion militar s-a prăbușit în mare în timp ce pilotul făcea câteva acrobații. Totul s-a petrecut sub ochii a mii de oameni care priveau grandiosul spectacol. Impactul cu apa a fost atât de puternic încât aeronava s-a fărâmițat în mii de bucăți, iar pilotul a decedat. Corpul neînsuflețit al acestuia a fost recuperat din ape, iar autoritățile au deschis o anchetă. Angela Merkel a câștigat duminică alegerile legislative din Germania și a obținut cel de-al patrulea mandat de cancelar. Formațiunea acesteia, Uniunea Creștin-Democrată, s-a clasat în urma scrutinului parlamentar pe primul loc cu 33%, fiind urmată de Partidul Social-Democrat cu 20,5% din voturi. În ciuda victoriei clare din alegerile pentru Parlamentul German, Angela Merkel s-a arătat îngrijorată de scorul obținut de extrema dreapta anti-islam, Alternativa pentru Germania, care va intra pentru prima dată în Bundestag, după ce a obținut 12,6% din voturi. We are in charge of forming a government and without our party there will be no government.
Astfel și-a anunțat victoria cancelarul Germaniei Angela Merkel în fața susținătorilor săi după ce partidul acesteia a câștigat alegerile pentru Bundestag. Deși a câștigat scrutinul Uniunea Creștin-Democrată, Uniunea Creștin-Socială se află sub recordul negativ al cancelarului Merkel de 33,8% din anul 2009. Socialdemocrații au anunțat că nu vor reconstitui cu Uniunea Creștin-Democrată actuala coaliție guvernamentală și vor intra în opoziție. În condițiile intrării socialdemocraților în opoziție, Angela Merkel ar urma să negocieze o coaliție cu liberalii din FDP. Totodată, formațiunea de extremă dreaptă anti-imigrație, Alternativa pentru Germania, intră în premieră în Parlamentul Federal cu un scor peste așteptări, dar cooptarea ei într-o coaliție este extrem de improbabilă. Sute de persoane s-au adunat la Frankfurt, München și Berlin, unde au protestat cu lozinci "Naziștii afară sau rasismul nu este o alternativă", după ce formațiunea de extremă dreaptă a trecut pragul electoral și a ajuns în Parlament. Doamnelor, domnilor, urmează știrile din sport prezentate de Ion Buga. Bună seara, Ion! Bună seara, Stella! Cu ce știri vii? Cel mai bun fotbalist al lumii va spune adio burlăcii. Când se va căsători Cristiano Ronaldo, aflați imediat la știri. Șerif păstrează ierarhia în clasamentul Diviziei Naționale după ce a reușit un scor de tenis în fața rivalei Dacia, scor 6-3 în etapa 11 a competiției. Victorie importantă și pentru Milsame Orhei, care continuă cursa de urmărire a liderului. Tiraspolenii au deschis foarte repede scorul și deja minutul 2 au preluat conducerea pe tabelă după golul lui Jairo. Peste 5 minute, același Jairo a dublat avantajul gazdelor. Oaspeții au redus din diferență în minutul 9 prin Olisaev, însă până la pauză, Jairo a ținut să-și treacă în cont hat-trick-ul. Mai mult, în minutul 28, scorul a luat proporții după reușita lui Brezoveț. Până la intrarea la vestiare, dacii au mai redus o dată din diferență după ce Pașchenko a prins un șut frumos din afara careului. Spectacolul a continuat în repriza secundă. Brezoveț a făcut 5-2 după ce a executat perfect o lovitură liberă. Ilescu a redus din handicap în minutul 73, însă ultimul cuvânt l-a avut același Brezoveț, care a stabilit scorul final și și-a trecut în cont un hat-trick. Într-un alt meci, Milsame a trecut de Zarea cu scorul de 1-0 și s-a distanțat la 5 puncte de Dacia. Singurul gol al confruntării a fost marcat de Plătică în minutul 23. Ocupanta locului 5, Petrocub a suferit o înfrângere surprinzătoare pe terenul lui Dinamo Auto, scor 0-1. Casian a înscris decisiv cu un șut în forță din afara careului. Speranța a învins pe Spicul cu 2-0. Oaspeții au rămas în 10 oameni în repriza secundă după ce Mandricenko a fost eliminat pentru un fault dur la adresa unui adversar. Gazdele au profitat din plin de superioritatea numerică și au tranșat disputa în ultimul sfert de oră de joc. Planici a deschis scorul după o frumoasă lovitură de cap, iar în prelungiri prima a risipit orice emoții în privința învingătoarei. În ultimul meci al etapei, Sfântul Gheorghe și Zimbru au remizat alb 0-0. Rezultat ce dezavantajează pe ambele echipe. Mai mult, oaspeții puteau obține victoria. Teodoro a obținut un penalti în repriza secundă, dar tot brazilianul a executat prost lovitura de la 11 metri. Steaua București a câștigat ultimul derby al României din 2017 împotriva rivalei de moarte Dinamo, scor 1-0, și continuă să pună presiune pe liderul CFR Cluj. Adam Nemeț îi putea face un debut de vis lui Miriuțe pe banca lui Dinamo. Atacantul slovac a încercat o execuție de efect, dar Niță a fost la post. Răspunsul vicecampioanei a venit în minutul 31. Denis Man a centrat din corner, iar Marco Momcilovici a deschis scorul pe Arena Națională. Dinamo a fost la un pas să restabilească egalitatea până la pauză. Bara l-a oprit pe Malangu să înscrie unul dintre cele mai frumoase goluri dintr-un derby al României. Gazdele au avut parte și de un penalti obținut de Ovidiu Popescu. Budescu și-a asumat răspunderea de la punctul cu VAR, dar portarul Penedo a fost magistral. S-a terminat 1-0 pentru Steaua, iar Nicolae Dică a câștigat primul derby cu Dinamo în postură de antrenor. Într-un alt meci, cu portarul moldovean Nicolae Calancea în trebuturi, CSU Craiova a remizat pe teren propriu scor 1-1 cu VC Voluntari. Oaspeții au deschis scorul în minutul 56, când Tudori a trimis în poartă de la marginea careului mic o minge respinsă greșit de Spahia. Un minut mai târziu, centralul Horațiu Feșnic a fost în prim plan după ce a refuzat
refuzat să acorde penaltii pentru Craiova la un hands clar comis în Careu de Popescu. Trupa lui Mangia a reușit în cele din urmă să restabilească egalitatea minutul 69 prin Băluță. În alte meciuri s-au consemnat următoarele rezultate: Poli Iași, Poli Timișoara 1-1, Juventus București, Gazmetan 1-1 și Concordia Sepsi 2-1. Echipa Europei a devenit câștigătoarea turneului demonstrativ la tenis Lever Cup. Legendarul Roger Federer a adus punctul decisiv pentru bătrânul continent. It's Roger Federer. Roger Federer s-a impus în fața lui Nick Kyrgios cu 4-6, 7-6, 11-9 și a dus echipei Europei trofeul primului turneu Lever Cup, unde a avut ca adversară formația restului lumii. Cu Roger Federer, Rafael Nadal, Thomas Berdych sau Alexander Zverev în lot, europenii au câștigat 8 din cele 12 partide programate. Pentru mondiali au evoluat așa tenismeni ca Nick Kyrgios, John Isner sau Sam Querrey. Fiecare jucător al echipei învingătoare a primit câte $250.000 din partea organizatorilor. A doua ediție a Lever Cup se va disputa anul viitor în Statele Unite ale Americii. Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, se va căsători anul viitor cu partenera sa, Georgiana Rodriguez, care așteaptă să aducă pe lume o fetiță peste aproximativ o lună, informează presa lusitană. Conform publicației Corea Eudamania, nunta atacantului lui Real Madrid ar putea avea loc în august 2018, însă data exactă nu a fost confirmată deocamdată, în condițiile în care Ronaldo urmează să participe la Cupa Mondială din Rusia, alături de naționala țării sale, în vara viitoare. Zvonurile privind căsătoria internaționalului lusitan s-au amplificat după ce, în urmă cu câteva zile, acesta s-a afișat în tribunele stadionului Alvalade din Lisabona, alături de iubita sa, care purta pe deget un inel cu diamant evaluat la 265.000 de euro. Acestea au fost știrile din lumea sportului din această seară. La revedere! Mulțumesc, Ion! Doamnelor, domnilor, continuăm cu datele despre starea vremii prezentate de Iuliana Bivol. Bună seara și bine v-am găsit! Meteorologii ne aduc vești bune pentru ziua de mâine. Temperaturi ușor mai ridicate vor fi în majoritatea regiunilor. Să vedem dacă și la noapte stăm bine la capitolul vreme. În această noapte cerul va fi senin pe întreg teritoriul românesc, cu excepția zonei sud-vestice, unde se vor aduna nori denși. Spre dimineață, pe arii restrânse se va forma ceață. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile scad considerabil, astfel că în centrul țării nu vor fi mai mult de 4 grade Celsius. Ceva mai ridicate de 15 grade vor fi prin sud-est. Pentru ziua de mâine, valorile termice vor continua să crească ușor în regiunile nordice și vestice, iar mercurul din termometre va indica 22-23 de grade Celsius. Cerul va fi unul mai mult variabil și va avea norări temporare, numai prin regiunile sud-vestice și de centru va ploua slab. Prin aceste zone și temperaturile vor fi ceva mai joase, de 18 grade Celsius. Ne îndreptăm către regiunile din zona Moldovei și observăm că aici soarele va fi prezent la datorie atât în stânga cât și în dreapta prutului, iar temperaturile vor oscila între 19 și 23 de grade Celsius. La Chișinău se anunță pe o vreme frumoasă, de dimineață va fi ceață, însă peste zi aceasta va dispărea și va fi soare. Pe la orele amiezii, mercurul din termometre va indica 21 de grade, iar noaptea vor fi 14 grade Celsius. La București, vremea va fi destul de normală din punct de vedere termic. Cerul va avea unele norări, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare în cursul zilei. Temperatura maximă va fi de 18 grade, iar cea minimă de 16 grade Celsius. Acestea au fost datele despre starea vremii. O seară liniștită. La revedere!
La finalul programului informativ actual, vă reamintim principalele subiecte ale ediției. Un bărbat a decedat după ce a susținut proba practică la examenul auto. Potrivit medicilor, acesta a suferit un stop cardiac din cauza emoțiilor. 100% suntem complet în afara legii și urmează să ne adresăm la CEDO pentru că s-a încălcat dreptul la un proces echitabil. Asta a declarat primarul Dorin Chirtoacă după ședința de la Curtea de Apel. Procurori, violatori și chiar ucigași. Toți au ajuns în libertate în urma unui proiect de amnistie votat de Parlament. Câți infractori vor mai fi eliberați, vă spunem în jurnal. Angela Merkel rămâne cancelar. Partidul Uniunea Creștin-Democrată pe care îl conduce a câștigat alegerile legislative din Germania. A demonstrat că merită să ocupe prima poziție în campionat. Șerif a surclasat pe rivala Dacia cu un scor de tenis în etapa 11-a a diviziei naționale. Doamnelor, domnilor, acesta a fost programul informativ actual. Sunt Stella Bodiu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție. Ne găsiți și pe site-ul noroctv.md, dar și pe pagina de Facebook Programul Informativ Actual. Dacă aveți o informație care poate deveni o știre, apelați la numărul de telefon 022 80 4388 sau la adresa de e-mail actuala@noroc.media.gmail.com. O seară frumoasă, vă doresc toate cele bune!